Concurenții se tot gândesc la cum să-și mai petreacă timpul în casă, având în vedere că finala este tot mai aproape. În seara asta ne ducem acasă la noi. Poate ne dă film, gen, când dacă vedem film voi, și după la 12 se încheie dușul. Și voi v-ați sătura de noi. Nu e adevărat, eu nu. Ba da. Eu nu. Minți. Nu mint. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba da. Ba. Ba nu, chiar m-am simțit bine, adică... Ne simte și noi bine aici. Chiar a fost fain. Mă așteptam să mă enervez așa, dar nu. V-am potolit pe voi, fetele, nu vă mai certați. Și cum așteptam să... El să te enerveze? Da, da, mă așteptam să mă enerveze. Vezi că ți s-a dezlipit leucoplastul. Da, era dezlipit. Poți să cer la cameră să-ți dea câțiva. A, să că nu, mă. Cer acum, că te-ai... Nu știu, de, tu n-ai împins aia, la de aia de la pat. A rămas un pic, da, cu cuiul ăla care ești în afară. Păi nu te supăra, de lene. Dar nu de lene. Ba da, așa băgai piciorul, numai să n-o dai. Te-am văzut. Cine e mai leneș dintre voi doi, tu? Da. Da, clar. Sincer, nu știu ce să zic. Nu cred. Nici eu, cred că tu, stând cu el în casă... Nici eu nu. La da, stând cu el în casă, cred că e mama mai activă, Andrei. Adică? Nu lasă ea. Mai? Nu e. Da, n-am timp că face atunci. Nu lasă ea să fie activ. Da. N-aș avea cu ce să-l las să fie activ. Adică, sincer, să fiu, mie una nu mi-ar place să-mi bage cineva mâna în mâncare, sincer. Poate să fie și mama. Așa, îl înveți așa la ei. Perfect. Decât să se bage pe acolo, să-i cadă vreun fir de porn. Și ai probleme, zici, nu face. No, sigur da, că te dezobișnuiești. Fac singur când văd ceva, nu-i ca eu și am o... Sunt fixată eu așa. Păi și Hatice e la fel. Și eu, nici da, dacă e ceva să fac, nu e nevoie să-mi zic că fac. Păi da, așa și ceva. Și nu mă dezobișnuiește din afacere dacă îmi simt nevoia să fac sau să o ajut. Păcat că nu ne mai vedem peste câțiva ani. O să-mi iau acasă niște camere să le pun prin colțuri. O să ne vedeți în continuare. Nu vreau să mai văd nici camera de la interfon. Mă, sinceră să fiu, eu m-am gândit că la atâta aglomerație nu mai știm care pe unde ne dirijăm. Dar mai bine decât... Credeți-mă că a fost mai mare liniște ca atunci când îți numai fetele. Puteți să vă supărați pe mine, problema voastră. Și mai organizați. Păi unele fete sunt mai gălăgioase. Mai liniștite. Cele care sunt plecate. Nu cu atâtea mofturi, nu cu atâtea stări. Și normal, păi da, așa, pentru că normal. A fost odată liniște când făceam mâncare împreună. Dar de când n-am mai făcut, toată lumea e cu nu fac eu aia, vreau aia, nu da. E aia, nu știu da. Ce, toată lumea e în gălăgie și dacă nu s-a ajuns la un ca concert... Ca organizare proastă, organizare. Mai multă activitate. Da. Dacă n-avem aia... Dacă nu avem, ne facem. Dacă nu vrea nimeni, nu înseamnă că e organizare proastă. Înseamnă că nu vrei, simplu. Nu, că nu știm noi să ne organizăm. Ideea e că dacă nu ajungem toți la un consens, nu avem cum să avem organizare, că dacă tu te impui, nu ai cum să ajungi la un numitor comun. Nu mai știi ce e acolo, când e foame, că merg câte 3-4, cel puțin. Da. 5 acolo, nu mai știi care pe care. Nu mănâncă, a făcut X. Da. Rahaturi. Nu știu, am înțeles și la mine când am făcut iarăși, că nu știu cine a zis. N-a vrut doamna Ana să-mi spună. Din mâncarea mea. Sabrina. Sabrina zice că... Ce e că e? Dar eu am vrut să zic atunci în noi. Iubi, tu consider că fetele sunt mai active și băieții mai leneși? Nu, eu consider că nu. Nu, avem da. Și în casă fete foarte leneși. Cine ar fi fete foarte leneși? În casa e? Oh. Nimeni. Eu. Mai mamele sunt foarte leneși. Da. De acord care cu tine, bine? Mihai. Dar crezi că mai îmi pasă? Lasă așa. Eu așa că tu ești mai... Eu sunt activ în treaba mea, tu ești activ în treaba ta. Capricile iubirii. Simo, dragă, eu am înțeles un lucru de la tine. Că decât să facă un lucru greșit, mai bine să nu facă nimic. Decât să te ajute, dar să te încurce cumva, mai bine să plece de acolo de unde ești tu. Da, mai bine și fac să faci singură. Tu. Da, da. Păi, da, dar unde e bucuria de a
împărți, de a împărtăși cu partenerul, că de fapt asta e treaba, nu ești singură. Adică și în bucătărie, el te mai încurcă când tu tai ceapa, el poate el te mai ciupește de dos. Poate să mă ajute, dar nu acolo. Nu, la mâncare nu, mă bag acolo de domeniu. Să-mi spele un vas dacă vrea să mă ajute, nu știu, să-mi cureți o ceapă, da. Îmi place să fac eu. Dacă e să nu-mi iasă, să nu-mi iasă mie. E adevărat, dar nu trebuie să fii habotnică. O să știi că noi toate femeile astea mai în vârstă, am mai stricat și mâncare și uneori și din cauza lor. Și ce crezi? A fost bine. Înțelegi? Da. Nu, doamna Ana, cum îl crești, așa l-ai. Așa l-are, da. Când vin greutăți cu copii, cu servici, cu timp limitat, nu ai timp. N-ai făcut aia, n-ai făcut aia, n-ai... De ce să mai facă dacă... Pe de altă parte, bărbatul se frustrează foarte tare dacă îi spui foarte des, nu, lasă-mă, aia nu faci bine sau aia nu știi să faci, cealaltă nu știi să faci. Se adună frustrări de-a lungul timpului și la un moment dat explodează, pentru că este bine să lucrezi cu ce are bărbatul tău și nu cu ce nu are. Da, doamna Ana, luați microfonul ăsta, vor să vă comunice că aveți o problemă cu lavaliera, o să se rezolve după emisie. Faceți liniște? Da. De ce? Că microfonul ăla este foarte bun. La fel, același sunet îl captează. Da, frumos. Eu aș vrea să întreb pe Simona dacă ai luat în calcul că poate nici fetele nu se implică, că nu vor să strice. Cum l-ai înțelege pe Andrei, ar trebui să înțeleg. Nu, eu m-am referit la faptul că atunci când ne-am împărțit pe, nu știu, pe grupe, să zic așa, ele s-au dat într-o parte, noi am gătit și a fost o... gălăgie mare în bucătărie și peste. Bine, tot hai pe să unde reformulez. Găteam. Draga mea, bucătăria este unul dintre cele mai sexy locuri din casă. Da. În care unde sunt Diana și nu mai sunt. Unde nu te mai întreb cine vrea mai multă dragoste și cine nu. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Nu știu. Știi că e și vorba aia că dragostea trece prin stomac. Poate să capete mai multe valențe în funcție de ce valență vrei să-i oferi tu aceste expresii, tu și partenerul tău, evident. Da, așa este. Dar ziceați că e mai liniște de când cuplurile sunt cu mamele în casă? Și la, în casă abia la fel. Și pentru ei și da, pentru noi. Da, pentru că-s mai liniștite și ele. Exact. Are ce nu mai au stări proaste. Dar oare de ce sunt de ce sunt așa liniștite? Folosiți microfonul, doamna Ana, că acum mă supăr eu. Așa. Că vreau să vorbim, adică nu ne jucăm de baba oarba. Adică de ce? Care este treaba? Pentru că au perechile lângă ele. Păi da, da, cele care sunt burlace sau burlaci în general. N-au perechile lângă, adică ce perechi? Eu vorbesc strict de situația care a fost în zilele acestea. Știți de ce vă întreb? Pentru că e o situație, la un moment dat am făcut și un filmuleț pe pagina mea de Facebook despre chestia asta. Când eu am divorțat, s-a întâmplat un fenomen. Nu știu dacă, uite, poate mi-l explică Ștefania. Mă întâlneam foarte mult cu fetele. Fetele care erau căsătorite, dar nu refuzau, evitau să mă mai invite în cercul în care veneau și soții. Cumva, parcă eram o ispită deodată. Eu nu mă simțeam deloc așa, dar nu știu, sau poate voiau să mă protejeze, habar n-am, dar am simțit chestia asta într-un fel sau altul și uite, poate mi-explică Ștefania. Da, se întâmplă asemenea lucruri de obicei și pot exista mai multe motive. Există și femei care se tem de anumite lucruri, după cum spuneai, mai ales când este vorba despre o femeie frumoasă, o femeie inteligentă, pentru că atrage priviri, dar de foarte multe ori este vorba și despre a se simți confortabil.
Da? Și atunci este posibil să-și imagineze că persoana care este singură nu se simte comod sau ceilalți ar trebui să se poarte într-un fel anume cu persoana care este singură, tocmai pentru a nu simți lipsa partenerului. Și atunci sunt activități care se fac, spre exemplu, ce implică, nu știu, prezența unui bărbat lângă acea femeie. Și atunci evită din comoditate, din confort, din gelozie, din invidie. Există mai multe motive. Mm-hmm. Dar cum ne explicăm faptul că, uite, casa deodată este super organizată, nu se mai plânge nimeni de nimic, curățenia nu mai este o problemă? Păi, de obicei, oamenii mai obosesc și ca în viață, în normalitatea arată așa. Da? Și în relație și în general. Nu arată tot timpul pe partea de jos sau vârfurile de sus. E ca o bătaie de inimă. Exact. Și sunt momente în care să nu credeți că va fi întotdeauna așa. Adică dacă va veni un moment în care lucrurile știu eu, vor exploda, să nu vă mirați. Pentru că este așa și asta este normalitatea. Și mai ales când în casă stau atâția oameni cu concepții diferite, cu caractere diferite, cu personalități diferite, cu dorințe, nevoi diferite, da? Dar cum? Voi cum vă explicați? Cătălina, ia să te aud. Ce frumoasă ești azi, nu știu cine te-a machiat. Mă întreb oare? Nu știu, eu m-am simțit bine în preajma lui Vlad și m-am bucurat că a fost acolo. Restul, nu știu, eu am fost liniștit. Și te motivează să te organizezi mai bine, poate? Da, cred. Având și ajutorul lui și făcând împreună, mi-a plăcut. Sau poate prezența bărbaților din viața voastră vă face să vă organizați mai bine ca să le arătați lor cât de pricepute sunteți, cât de... nu știu, uite, Hatice zice că probabil. Tu nu prea ai avut timp, că ai trecut de la Ana la Caiafa, ai fost... Ce să mai tu? Ai fost și în stop cardio cu graficul ăsta, ca să zic așa. Ferească Dumnezeu. Mai evident. Este un aspect. Când femeia se simte iubită, se spune că cel mai frumos machiaj al unei femei este iubirea. Și când femeia se simte iubită, este cea mai blândă pisică. Da. Da, e o chestie la care să reflectăm. Luăm pauză și după pauză...